Sunt Ștefan Gianu, medic primar, chirurg, doctor în medicină. Am o experiență de peste 30 de ani în tratarea varicelor și, bineînțeles, a problemelor date de boala venoasă cronică. Până la urmă, varicele sunt tot o parte a bolii venoase cronice, și anume aceste dilatații ale venelor superficiale, ale membrelor inferioare, membrelor pelvine, care dilatații de care depășesc 3-4 mm. Și ele se dezvoltă prin crearea unei presiuni în interiorul venelor, care inițial nu sunt dilatate, și apoi mărirea acestei presiuni hidrostatice împreună cu fenomene inflamatorii vor duce la dilatarea venelor. Faptul că se dilată venele și se văd ca varice nu este decât prima parte a evoluției bolii varicoase. Pentru că dacă ne gândim doar la aspectul estetic, sigur că mulți oameni vor spune că mă descurc și așa, nu mă deranjează, și mai ales dacă vorbim despre bărbați. Dar, așa cum îi spune numele, boala venoasă cronică și boala varicoasă sunt boli, adică sunt probleme de sănătate. Pentru că nu e vorba doar de aspect, nu e vorba doar de niște dilatații ale unor vene care ne deranjează din punct de vedere estetic, ci este vorba despre probleme de sănătate care apar pe măsură ce boala evoluează. Și de la dilatarea din ce în ce mai mare și găzduirea unei cantități din ce în ce mai mare de sânge venos, care nu pleacă de acolo, deci vom avea stază venoasă, vor apărea edemul, adică umflarea picioarelor, pătarea picioarelor, adică dermatita ocră frecvent, tot felul de alte tulburări ale calității pielii care vor duce eventual până la ulcerarea ei și suprainfectarea ulcerului. Dar în afară de aceste tulburări trofice care culminează cu ulcerul varicos și care nu ne pun viața în pericol, permanent există riscul ca venele dilatate să se rupă, adică să creeze o hemoragie externă, și asta ne poate pune viața în pericol, sau să se creeze un tromb, un cheag în zona asta în care sângele stă pe loc, este stazic. Și în venele varicoase, deci, se pot forma cheaguri. Și cheagurile, dacă rămân pe loc, dau o tromboflebită superficială care se poate trata cu rezultate bune, dar dacă se mișcă, ele nu se pot duce decât în sus, înspre venele profunde, și din venele profunde nu se pot duce decât înspre inimă, și din inimă pot fugi în artera pulmonară, pe care, dacă o astupă, se cheamă embolie pulmonară. Și asta ne poate pune, da, viața în pericol. De aceea, varicele trebuie tratate. Și e bine să fie tratate cât mai repede, nu atunci când au apărut complicații majore. Tratamentul varicelor are o componentă și chirurgicală, are și o componentă medicală, adică se poate vorbi despre rolul compresiei elastice, despre ciorapii elastice, se poate vorbi despre rolul tonicelor venoase, eventual al unguentelor, dar până la urmă rezolvarea radicală a varicelor se face doar printr-o intervenție chirurgicală. Și din acest punct de vedere există mai multe tipuri de procedee chirurgicale. Astăzi am să vă vorbesc despre operația de varice cu laser. De ce? Pentru că este cea mai modernă și cea care este cel mai mult indicată în ultimii 10 ani, pentru că este mult mai puțin invazivă. Adică, față de procedeele chirurgicale deschise, procedeele care s-au practicat mai mult de 200 de ani, operația cu laser este minim invazivă. Adică, este mult mai ușor suportată de pacient, se poate face ambulator, durerile postoperatorii sunt semnificativ mai mici sau aproape deloc, la niște rezultate total comparabile cu procedurile deschise, adică cu incizii și cu riscuri mai mari de sângerare, suprainfecție și limforagie. Operația cu laser presupune totdeauna, ca și în operațiile deschise, rezolvarea cauzei principale de formare a varicelor. De aceea, ea începe cu un diagnostic corect, care se face de niște ani buni în boala varicoasă prin
examen Doppler. Ecografia Doppler ne pune în evidență cauzele, respectiv valvele care sunt stricate și care permite refluarea sângelui în axul venos și forțarea și dilatarea varicelor, și apoi ne propunem deci să rezolvăm aceste cauze. Deci să închidem aceste valve, aceste robinete care permit sângelui să ducă la val. Și asta se poate face și, bineînțeles, prin chirurgie deschisă, prin incizii, dar se poate face și urmărind axele venoase cu ajutorul ecografului cu Doppler și apoi făcând doar o microincizie pe axul venei și o puncție chiar și cateterizând vena. Deci vom introduce un cateter, un tubuleț de silicon de 1,5 mm prin interiorul venei pe care îl supraveghem ecografic și vom introduce apoi o fibră optică care e mai mică de 1 mm ca diametru și pe care o conectăm la un aparat laser vascular. Fibra optică va fi introdusă până în dreptul valvei cu problema, valvei cu pricina și pornind laserul vom topi valva respectivă prin căldura creată de lumina laserului. Deci vârful fibrei devine foarte fierbinte, ajunge la circa 75 de grade și sudează valva, o închide. Practic, ceea ce făceam înainte cu ajutorul unui nod chirurgical, legând la nivelul valvei și apoi secționând cu farfeca, facem acum pe dinăuntrul venei, de aceea se cheamă endovenos. Laserul se face endovenos, pe dinăuntru venei. Intrăm pe dinăuntru venei, ajungem în dreptul valvei, pornim laserul, topim valva pe dinăuntru și o sigilăm, o închidem. Deci primul timp al intervenției a decurs mult mai ușor decât prin incizie, disecție, ligaturi, secționări, așa cum se face în operația deschisă clasică. Apoi, retrăgând fibra, putem să închidem vena milimetru cu milimetru și nu mai e nevoie să o scoatem, să o smulgem, ceea ce se făcea prin așa numitul stripping. Vena de obicei este o venă safenă, mare sau mică, nu numai ele sunt tratate cu laser endovenos, dar în principal ele. Și în clipa în care am putut să închidem vena milimetru cu milimetru, ea rămâne în locul respectiv, dar se va mișora, se va strânge, se va închide, se va transforma într-o zonă cicatricială și nu mai e nevoie să fie scoasă, smulsă, incizată de acolo. Aceste părți importante ale tratamentului cu laser endovenos explică de ce pacientul poate pleca la 2 ore după operație și de ce durerile sunt foarte mici postoperator, de ce riscurile de sângerare sau de suprainfecție sunt foarte mici sau deloc, de ce recuperarea este foarte rapidă. Din punct de vedere al recidivei, intervenția cu laser endovenos nu este nici ea perfectă, așa ca niciuna din operațiile de varice care se practică la ora asta, întrucât niciuna dintre ele nu pune vene noi în loc. Nu putem face asta încă, medicina n-a ajuns la acest nivel. Ce putem să facem este să scoatem sau să închidem venele superficiale cu probleme, adică venele varicoase. Și asta putem face mult mai ușor cu ajutorul laserului endovenos și mult mai ușor pentru pacient. Riscul de recidivă există însă în continuare, dar el nu depășește riscul întâlnit la intervențiile deschise. Adică vorbim de maxim 10-12% risc de recidivă, care înseamnă în cazul laserului mai puțin ca la intervenția deschisă unde apar recidive prin vase de neoformație care se formează la nivelul bontului. La procedeul cu laser există risc de recidivă prin repermeabilizare venei închise cu laserul. Dar, repet, este sub procentul obișnuit din operațiile de acest tip care se fac deschise. Deci avem un risc de recidivă total comparabil, ba chiar mai mic de regulă și o evoluție mult mai rapidă, o recuperare mult mai rapidă, dureri postoperatorii minime, procedeu ambulator și, sigur, pentru cine contează, și un aspect estetic mai bun. Toate aceste avantaje au făcut ca în ghidurile internaționale de flebologie, de tratare a varicelor, pe primul loc să fie în ultimii ani aceste procedee endovenoase care au înlocuit recomandările pentru chirurgie deschisă.
Și în România eu am făcut primul tratament cu laser endovenos, acum deja mai mult de 15 ani, deci avem o experiență mare în tratamentul cu laser endovenos al varicelor și vă așteptăm oricând considerați că aveți nevoie de un diagnostic, de o precizare, în cazul unei suspiciuni de boală venoasă cronică sau de boală varicoasă sau de un tratament chirurgical sau în alt fel, de exemplu, prin scleroterapie pentru boala venoasă cronică în cadrul Institutului Venelor și al Clinicii Proestetica. Atunci când aveți nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți pe office@proestetica.ro sau pe office@institutulvenelor.ro sau să ne scrieți pe WhatsApp, pe pagina de Facebook sau să ne telefonați la 0722 525 965. Vă așteptăm!